Capitolul 4, de la versetul 4 la versetul 15. Este un singur trup. Asta înseamnă o singură biserică, un singur duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Există un singur Domn, o singură credință și un singur botez. Există un singur Dumnezeu, Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Dar fiecăruia din noi, harul i-a fost dat după măsura Darul Lui, Lui Hristos. De aceea este scris, S-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Și acest s-a suit, ce înseamnă decât că înainte se coborâse în părțile mai de jos ale pământului. Cel ce s-a coborât este același, cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vând de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul Hristos. A Lui nume să fie binecuvântat în veci. Amin. Vă rog să vă așezați. Înainte de a intra mai adânc în cuvântul lui Dumnezeu, Permiteți-mi să vă spun două lucruri. În primul rând, să vă spun un mulțumesc în mod special fratelui Păstor, coordonator, doctorului Ștefan Ivan, pentru invitația călduroasă și prietenească de a putea sluji în această seară la Betel. Eu, poate fiindcă și stau destul de aproape aici, mă simt de al casei și mă leagă amintiri foarte frumoase și. Mă bucur de oricâte ori, înnoiesc părtășia cu Biserica Betel. Domnul să vă binecuvânteze și mulțumesc tare mult pentru invitație. Și apoi, permiteți-mi să vă spun un mulțumesc pentru faptul că de ceva vreme bisericile noastre colaborează tot mai bine și tot mai frumos. Anul trecut, pe 26 noiembrie, aniversarea Bisericii Emanuel este pe 28 noiembrie dar fiindcă 28 era într-o marți, am sărbătorit pe 26. În poporul român, drept măritor se zice Hramul Bisericii, nu? Așa. Sărbătoarea, aniversarea, am făcut-o pe 26 și mi-am dorit foarte mult să avem cu noi oameni, frați și surori, care, care să ne încurajeze, care să ne binecuvânteze și prin slujirea cărora să, să fim binecuvântați. Și am apelat la fratele Păstor Ivan, l-am rugat dacă ne-ar putea împrumuta sau ne-ați putea împrumuta pentru o seară orchestra bisericii și a fost de acord și vreau să-i mulțumesc fratelui Mocanu, fratelui Marc, dirijorul orchestrei și tuturor celor din orchestră care au fost cu noi pentru o slujire excepțională. Ne-au uns la inimă, a fost o mare binecuvântare și sperăm că și ei s-au simțit bine la Emanuel, dar noi ne-am simțit foarte bine și am fost binecuvântați de slujirea orchestrei dumneavoastră. O să vă spun ceva ce știți. Dumnezeu va binecuvântat. <laughs> În fel și chip. Mulțumiți Domnului și ne-am dorit cu ajutorul Domnului să înnoim acest fel de părtășie și să mai avem momente când împreună să ne bucurăm de ceea ce Domnul ne-a dăruit și unora și celorlalți. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Cuvântul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru dumneavoastră în această perioadă de post, de rugăciune prin care treceți ca biserică, este inspirat ca titlu și ca gând din versetul 7, partea a doua, unde apostolul Pavel zice, harul i-a fost dat fiecăruia dintre noi după măsura darului lui Hristos. Și cuvântul pe care am să-l rostesc în seara aceasta are ca titlu acest gând. Măsura darului lui Hristos. Măsura darului lui Hristos. Despre ce dar este vorba? Și despre ce măsură este vorba? Nu este vorba despre Hristos ca dar, deși n-ar fi greșit să privim și din unghiul acesta. Nu este vorba de Hristos însuși ca dar, deși El s-a dăruit, ni s-a dăruit venind în lumea noastră și nu de mult am celebrat venirea, întruparea, nașterea Domnului în lumea noastră, binecuvântat să fie în numele Lui. Cel mai mare dar dat vreodată de Dumnezeu omenirii este Domnul Isus Hristos. El este adevăratul motiv al sărbătorii. El este centrul și izvorul sărbătorii noastre. Fără verinea Lui în lume, n-am fi putut vorbi despre mântuire, despre împărăția Lui Dumnezeu. Fără întruparea Lui, n-am fi putut avea speranța unei răscumpărări chiar și a trupurilor noastre, umane, omenești, supuse deocamdată putrezirii. Deci, da, Hristos este marele dar, dar aici spune a darului lui Hristos. Despre ce dar să fie vorba? Și dacă e vorba de un dar, pentru ce ni se oferă de către Hristos darul acesta. Măsura darului lui Hristos în contextul celor citite se referă, așa cum vom vedea, la oamenii pe care Dumnezeu i-a dăruit bisericii, trupului său, pentru desăvârșirea sfinților. O să ajungem să vorbim și despre ce înseamnă această desăvârșire, pentru că unii s-ar putea să creadă că e vorba de cine știe ce perfecționare sau uh, devenire imaculată sau mai știu eu, și vom vedea că nu e tocmai așa, dar lucrarea aceasta pentru care dumneavoastră vă rugați de desăvârșire a Sfinților se face pentru că Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos ne-a dăruit, ne-a dat un dar. Ne-a dat, de fapt, mai multe daruri, că se folosește și pluralul. Care este măsura, însă? Pentru că spune harul fiecăruia din noi, fiecăruia din noi, și uh, m-aș bucura să înțelegeți că e vorba chiar despre fiecare. Să nu ziceți a, așa despre, despre popor în general sau despre doar despre cei pe care Dumnezeu i-a dat ca daruri bisericii. Vom vedea imediat doar pentru aceia. Nu! Fie căruia dintre noi harul i-a fost dat. După măsura darului lui Dumnezeu. Despre ce măsură este vorba aici? Ideea este că Dumnezeu a dat bisericii sale în general și fiecarei biserici locale în particular niște daruri în vederea desăvârșirii sfinților. Daruri nu în sensul de daruri de carisme ale Duhului pe care le putem avea fiecare, ci niște oameni, niște slujitori. Care sunt darurile lui Dumnezeu, și în măsura în care Hristos ne-a dat aceste daruri, slăvit să fie El că ni le-a dat, avem parte de har. O să fac o afirmație care s-ar putea să vă surprindă și să fie ușor controversată, dar vă garantez că este una corectă din punct de vedere teologic. Dincolo de faptul că harul, prin excelență, ne este dat în Domnul Isus Hristos și datorită Lui și El, cuprinde întreg harul care ne poate fi dat, harul desăvârșirii sfinților la nivelul bisericii locale depinde de măsura darurilor lui Hristos pentru biserica aceea, adică de slujitorii pe care biserica aceea locală îi are. Există un principiu și anume Bine, asta nu scrie în scriptură, ca să fim bineînțeleși, dar principiul în conducerea Bisericii, în general, în, în, în gândirea aceasta despre cum ar trebui Biserica să fie condusă, există principiul acesta că o biserică nu va depăși niciodată înălțimea sau statura slujitorilor ei. Și este. Cumva ciudat pentru că zici, pe de acum, adică oamenii sunt măsura. Nu oamenii sunt măsura, Hristos este măsura. Dar Hristos se folosește de niște oameni. Și darurile lui Hristos pentru biserica aceea, măsura, harul, de fapt harul este în concordanță după măsura acelor oameni. Și biserica are nevoie de slujitori înzestrați, dedicați, plin de Duhul Sfânt și de înțelepciune, ca să se poată face această desăvârșire a Sfinților. mulțumiți lui Dumnezeu pentru slujitorii bisericii Betel. Dumnezeu v-a dăruit oameni chemați, înzestrați, care să ajute la desăvârșirea Sfinților. Dar Dincolo de, de aceste daruri sau acest dar al lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi, dintre Sfinți, suntem chemați să lucrăm pentru Domnul, și să slujim, și să contribuim la ceea ce ar trebui să fie un trup bine închegat și strâns legat. Domnul să ne ajute la aceasta. Deci. Când vorbim despre măsura darului Lui Hristos, vorbim pe de-o parte despre oamenii pe care El le-a dăruit bisericii, slujitorii săi prin care să se realizeze desăvârșirea Sfinților și vorbim despre o măsură sau o proporționalitate a acestui har al desăvârșirii, al, al, al creșterii în directă legătură cu cei care slujesc. Asta ne responsabilizează enorm pe cei care slujim, dar și Biserica Domnului ar trebui să fie cu apreciere, cu prețuire pentru aceste daruri pe care Dumnezeu le-a dat prin Biserică. Înainte de a merge mai departe și a vedea puțin despre desăvârșirea Sfinților și cum lucrează aceste daruri la desăvârșirea Sfinților, aș vrea să vă citesc două versete din Psalmul 68. Pentru că urmează să vedem de ce spune Apostolul Pavel de aceea este scris, tocmai pentru că există o măsură a darului lui Dumnezeu este scris. Și așa se explică, zice Pavel, altfel, da? de aceea zice el măsura harului sau darului, pentru că este scris. De aceea este scris și zice aici, s suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Pavel aici citează din psalmul 68 și vreau să vă citesc din psalmul 68, care este versetul la care se referă apostolul Pavel. Și veți fi surprinși să vedeți că Pavel nu doar citează, ci și interpretează citând. Auziți, versetul 18, psalmul 68 cu versetul 18. Te-ai suit pe înălțime, ai luat prinși de război, ai luat în dar oameni. Și acum o afirmație foarte interesantă. Cei răzvrătiți vor locui și ei lângă Domnul Dumnezeu. Duhul Sfânt la călăuzi pe Pavel să citeze acest verset. Dar eu nu știu dacă eram în locul lui Pavel, slavă Domnului că n-am fost, dar dacă eram, nu cred că mă duceam cu gândul la versetul acesta și nu cred că teologic aș fi văzut vreodată vreo legătură între versetul acesta și faptul că Hristos a înălțat la cer și a dat harul oamenilor. Dar nu contează ce aș fi făcut eu sau ce am fi făcut noi. Contează că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, l-a inspirat pe Pavel, și asta nu este la întâmplare, este lucrarea lui Dumnezeu, să citeze și să interpreteze în același timp acest verset. Și iată, să, să citim în paralel. El zice așa, Fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea este scris s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat darul oamenilor. Și ce s-a suit, ce înseamnă decât că înainte se coborâse în părțile mai de jos ale pământului? Cel ce s-a coborât este același cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile. Și acum zice, și el a dat pe unii, adică pe unii oameni cui i-a dat, o să vedem trupul lui, adică bisericii, apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. Dar uitați cum schimbă Pavel puțin unghiul. Nu știu dacă ați sesizat, probabil că ați făcut-o, între ce spune Pavel, cum citează Pavel, s-a suit sus și a dat daruri oamenilor, și ce spune David în psalmul 68 cu 18? Te-ai suit pe înălțime? Bun, s-a suit sus. Ai luat prinși de război, ai luat în dar oameni, ai luat, nu ai dat, ai luat în dar oameni, e o diferență. Și atunci, care e rostul celor scrise aici? Noi toți, frați și surori, suntem într-un anumit sens prinși de război ai Domnului. Slăvit să fie numele Lui. Mai birui Doamne, zicea profetul Odinioară. Noi zicem că suntem liberi, dar într-un anumit sens nimeni nu este liber niciodată. Ori ești rob al celui rău, ori devii roba lui Hristos. Pavel se recomandă tot timpul Pavel, rob, sclav, slujitor al lui Hristos. Noi suntem răscumpărați. Noi suntem eliberați de sub robia păcatului, a morții, a celui rău. Dar rămânem așa, adică liberi, doar supunându-ne jugului lui Hristos. Numai înrobindu-ne față de Hristos, suntem liberi cu adevărat. Nu mai acceptând jugul lui să-l purtăm, suntem liberi cu adevărat. Doar rămânând sub stăpânirea, sub sceptrul lui, suntem liberi cu adevărat. Deci noi, da, suntem prinși de război, am putea spune, cei câștigați de Domnul Isus Hristos. Dar aici, în Psalmul 68, zice, ai luat, Versetul 18, da, ai luat în dar oameni. Cum atunci, a zice Pavel aici, a dat daruri oamenilor? Păi, dintre cei pe care el i-a câștigat și sunt prinși lui de război, el a luat dintre ei și asta se completează cu ce spune Pavel, sau Pavel completează la ce spune aici, pentru a-i oferi. El nu i-a luat ca să-i țină, ci a luat. Ca să-i ofere bisericii sale. Slavit să fie Domnul. Să știți că în, în întreaga biserică, de fapt, este angrenată în această mișcare, în această dinamică. Ce este biserica? Biserica este adunarea celor chemați afară. Asta înseamnă eclesia, da? Cei chemați afară, afară din cetate, la porțile cetății, să discute, să stabilească treburile cetății. Este consiliul administrativ al cetății. Ce este biserica? Este biserica celor aleși și scoși afară. Dar biserica, sau cei scoși afară, nu rămân afară. Pentru că Hristos se roagă, nu mă, e, nu mă rog să-i iei din lume nu mă rog să iei din lume, ci ce zice Domnul Iisus Hristos? Ci să-i păzești de ce rău, să rămână în lume, deși ei nu sunt lume și nu sunt ai lumii. Deci ce este biserica? Ce, care este chemarea noastră? Este chemarea de a ieși din mijlocul lor pentru a fi transformați, pentru a fi adăpați, pentru a fi schimbați de Domnul, pentru a ne putea întoarce sub ungerea aceea despre care s-a tot citit și vorbit în această seară, slavă Domnului, pentru a putea să ne întoarcem în mijlocul oamenilor, al lumii și să slujim. Hristos ne-ia pentru a ne da, ne-ia pentru a ne oferi. Și așa interpretează Pavel versetul acesta din Psalmul 68, versetul 18. S-a suit sus, a luat prinși de război, a luat în dar oameni. Dar el spune, s-a suit înseamnă că întâi se coborâse pe pământ, s-a suit în sensul că s-a urcat într-o uh, poziție de glorie, de slavă și din poziția aceea a oferit daruri. Este mică oare măsura acestui dar? De unde vine darul acesta? De sus. Și nu numai că vine de sus, dar veți vedea că măsura lui trebuie să fie mare pentru că scopul lui este unul mare. Și mare e, e un cuvânt slab, imens, enorm. Care este scopul? Uitați ce zice în versetul 10, în partea finală. Cel ce s-a coborât este același cu cel ce s-a sui mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile. Și cum mira, cât e Dumnezeu de mare, nu? La școala duminicală. Atât, 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 atât. Nu, cerurile, cerurilor, cerurilor, nu-l pot cuprinde. Atât e de mare Dumnezeul acesta. Și dacă El ne-a luat ca prinși de război, ne-a câștigat pentru sine, a răscumpărat poporul acesta pentru sine, l-a dezrobit de sub puterea celui rău și l-a câștigat pentru sine și a luat oameni pe care apoi să-i ofere acestui popor ca daruri, ca mijloace ale desăvârșirii sfinților, darul, măsura darului acestuia, oare nu este la fel de mare? Cât Cerurile necuprinse, care nu-l pot cuprinde pe el, ca să umple toate lucrurile mai presus de orice, atât este de mare și darul lui. Frați și surori, avem parte și este o încurajare în această seară pentru noi, cei care stăm aici înaintea Domnului, în rugăciune, în postul noastră. Este aici o, o, o încurajare că darul, măsura darului Dumnezeu de care depinde harul nostru de a ne desăvârși este enormă. Este glorioasă, slăvit să fie în numele lui. Și el a dat, și observați că prin acești leagă ceea ce urmează. Și el a dat. A luat ca să dea. Și-a luat la sine ca să dea. A luat, a dat pe unii. Apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea Sfinților. Sigur că se ridică întrebarea, dar cine sunt apostolii, cine sunt prorocii, cine sunt evangeliști, cine sunt păstorii și învățătorii? Mai avem așa ceva? Și părerile pot diferi. Apostoli în sensul celor care au scris cărți în scriptură, celor care au umblat cu Domnul Iisus Hristos, ceata apostolilor, cercul apostolic în sensul acela, nu mai avem apostoli. Sunt unii care, poate ați văzut și dumneavoastră, pe aici, pe acolo, se prezintă ca fiind apostol, nu știu cum. E comic, într-un anumit sens, pentru că tituratura aceasta poate fi abuzată, să nu zic mai mult apostol. Apostol în sensul acela nu mai avem, dar apostolii de astăzi, adică ce înseamnă apostol? Trimiși. Sunt? Sunt? Pe de o parte toți credincioși, iar pe de altă parte acei credincioși care în mod deosebit slujesc în câmpul misiunii, misionale, nu? Cei trimiși să propovăduiască. Pe alții proroci, și să știți, apropo, o mică paranteză, dar trebuie să ne ferim să spunem apostoli, să vorbim despre apostoli. Păi da, frate, da, unde sunt apostolii? La Betel, la Emanuel, unde sunt apostolii? Apostol în sensul acela, nu, dar biserica Betel și biserica Emanuel și bisericile Domnului nu se întemeiază pe învățătura apostolilor. Biserica n-a început în anii 30-40, în anii 1900, când a început mișcarea pendicostală, la începutul anului 1900. Biserica n-a început nici la 1800, nici la 1700. Biserica a început la cinzecime în Sfânta Scriptură, în perioada aceea a Noului Testament, da? Și noi nu ne revendicăm doar de la o dată recentă, că atunci... Nu! Și noi nu suntem legați numai de cei care de ultimii 10, 15, 20 de ani slujesc în biserica noastră locală. Noi avem părtășie, noi avem comuniune cu toți sfinții, suntem părtășia sfinților și credința noastră este de același preț cu a sfinților din vechime și este de același preț cu a apostolului Petru și Pavel și toți ceilalți din Scriptură și da, învățătura lor, care este învățătura Domnului Isus, învățătura lor este cea în care și Biserica Primară și noi astăzi stăruim. Stăruiau în învățătura apostolilor. Deci, da, ne revendicăm de la apostoli, dar pentru noi astăzi apostolii sunt cei trimiși de biserică în numele Domnului ca să vestească cuvântul. Pe alții proroci. Și aici noi ca pentecostali găsim un temei pentru manifestarea darului profeției. Uite, Dumnezeu a dat bisericii niște oameni în dar, pe lângă darurile date fiecăruia, a dat niște oameni în dar. Și unul dintre oficiile acestea se numește proroc, da? Dar prorocii aceștia, sunt doar niște oameni care rostesc niște lucruri despre viitor? Asta e întrebarea. Descoperă doar niște lucruri despre viitor, Dumnezeu prin ei și în felul acesta Sfinții se desăvârșesc? Dacă citim mai cu atenție cuvântul lui Dumnezeu și înțelegem lucrurile, vom vedea că nu doar atât. Oamenii aceștia sunt oameni care corelează sau conectează cuvântul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, starea poporului și vorbesc, rostesc adevărul lui Dumnezeu pentru mustrarea, pentru îndreptarea, pentru prevenirea, pentru călăuzirea și da, pentru înștiințarea chiar supranaturală din partea lui Dumnezeu pentru biserică a lucrurilor care urmează și trebuie să vină. vii să fie Domnul! Pe alții evangeliști. Adică oameni care vestesc Evanghelia. Sunt unii chemați special pentru asta, care au un dar, un har deosebit în a vesti Evanghelia și oamenii care vin să asculte Evanghelia, Dumnezeu lucrează la inima lor, se predau, se pocăiesc și Biserica Domnului crește. Și apoi păstori și învățători. Unii cred că e vorba despre două categorii, păstori și învățători, dar cei mai mulți cercetători și eu credem că e vorba despre un și același oficiu, păstor și învățător. Pentru că e vorba despre păstorirea bisericii și învățarea turmei, da? învățarea, hrănirea turmei, păstor și învățător. E, măsura darului lui Hristos este că odată câștigați pentru el, el a luat oameni ca dar și i-a dat bisericii și cei pe care i-a dat bisericii se regăsesc în aceste posturi, în aceste slujbe. Toate acestea pentru desăvârșirea Sfinților. Și acum întrebarea este, ce este desăvârșirea Sfinților? La prima auzire, așa, pentru cei mai mulți care citim și ascultăm în limba română, desăvârșirea Sfinților înseamnă, poate, perfecționarea Sfinților, nu? în sensul de, chiar într-un sens moral sau într-un sens duhovnicesc, dar cu conotație morală, adică să ne desăvârșim, să devenim perfecți. Cuvântul pe care Pavel îl folosește aici este un cuvânt grecesc de la care în limba română avem artizan sau artist. Este același cuvânt folosit de evangeliști când spun că atunci când i-a găsit pe cei care aveau să-i devină ucenici, ei își reparau, își dregeau mrejile. E același cuvânt. Deci, desăvârșire înseamnă, pe de o parte, reparare, întregire, iar pe de altă parte, pregătire sau echipare, înzestrare. Nu e vorba de o desăvârșire morală, în sensul acela că acum oamenii aceștia lucrează la calitatea perfectă, morală. Nu. E vorba despre faptul că harul, darul lui Dumnezeu, măsura darului Dumnezeu, constă în acești slujitori prin care sfinții, adică noi toți, suntem pe de o parte întregiți și reparați, iar pe de alta pregătiți și înzestrați pentru scopurile lui Dumnezeu. Și ne uităm imediat și la ele. Sunt unii care întreabă, da, de ce să frecventez o biserică? Da, de ce am eu nevoie de o biserică? Pentru că desăvârșirea sfinților este posibilă, și o spun cu toată răspunderea, numai în cadrul bisericii. Dar cum așa? Nu ne poate desăvârși Domnul? Nu, nu că nu ne poate. Nu vrea să facă așa. Desăvârșirea sfinților, Repararea și înzestrarea noastră ca Sfința lui Dumnezeu este posibilă doar în rețeaua aceasta de comuniune sfântă numită biserică și prin oamenii dar, adică prin cei pe care Dumnezeu ne-a dăruit ca să ne desăvârșească, să ne echipeze, să ne pregătească. De asta suntem chemați să-i prețuim, să ne rugăm pentru ei. De asta Biserica are nevoie de slujirile acestea despre care se amintește aici, și de asta Dumnezeu le dă, că e nevoie de ele. Desăvârșire, deci, înseamnă pe de o parte reparare, întregire, pe de altă parte, înzestrare, pregătire. Și acum, eu sper că prin cuvântul acesta, de fapt, m-am rugat Domnului, știam că dumneavoastră postiți specific pentru asta, și am zis, Doamne, dacă mă duc în seara aceasta acolo, Aș vrea ca cei care, frații, surorile care se roagă, postesc, să primească un pic ceva în plus acolo de claritate, de viziune. Sunt convins că Dumnezeu va vorbit și până acum și va vorbi din belșug și în continuare și va arăta ce este de făcut. Dar mă rog ca și cuvântul din această seară să ajute, să contribuie. Și dacă Vreți să vă rugați specific pentru ceva, frați și surori. În perioada aceasta pentru desăvârșire, Rugați-vă Domnului pentru trei chestiuni. Pentru oamenii dar pe care Dumnezeu i-a dat bisericii. De măsura darului acestuia depinde desvărsirea. Rugați-vă pentru repararea sau întregirea noastră ca sfinți. Dar Sfântul nu este prin excelență așa cineva desăvârșit, perfect? Nu vorbim de Sfântul acela de pus în vitraliu, în icoană. Pavel li se adresează creștinilor din Corint, eu sincer n-aș vrea să păstorez biserica din Corint, despre care scrie în scriptură, că ar fi foarte greu. O biserică plină de daruri, dar în egală măsură plină de probleme, de oameni problemă. Și știind că sunt niște oameni problemă, nu oameni dar, oameni problemă acolo, care cauzează multă turburare, care provoacă multă rușine bisericii, nu vreau să intru în detalii. Citiți dumneavoastră, 1 Corinteni, 2 Corinteni. La un dat spune Pavel, bă, nici în lume nu se aude ce se aude între voi. În halul ăsta ați ajuns. Și el le spune, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească. M-a întrebat la un moment dat un teolog ortodox, cu care sunt, de fapt, prieten, hai să zicem așa, amic, mai bun, și cu care ne-am mai întâlnit noi pe la niște manifestări științifice, de ce nu credem noi, pendicostalii în Sfinți? I-am spus că credem. Și s-a uitat foarte ciudat la mine. Cum adică credeți? Da, zic, ai noștri nu, nu s pe pereți, sunt pe bănci. Ai, nu sunt pe pereți, sunt pe bănci ai noștri. A, a început să râdă. Cum, așa că. Păi, da. Bă, nu trebuie ca să mori și să vină o comisie. Și să se uite la viața ta și să vadă dacă ai făcut minuni și dacă ai făcut nu știu ce fapte și lucruri și să declare despre tine că ești sfânt. Dumnezeu spune despre tine și despre mine că suntem sfinți! Slavă Lui! Bă, dacă suntem sfinți, păi atunci nu mai ne trebuie nici biserică, nici programe, nici post, nici lucruri. Suntem sfinți! Nu, no, nu, no, nu. No. Încape multă sfințenie în noi. Primii care trebuie să se pocăiască sunt pocăiții. Primii care trebuie să se sfințească sunt sfinții. Spre desăvârșirea sau pentru desăvârșirea sfinților. Și vedeți că de lucrul acesta, da, se ocupă Dumnezeu, dar nu o face așa în mod abstract sau prin ceva canale nevăzute, o face prin acești oameni dar. Asta e măsura darului său de care depinde harul nostru de desfășurare. O face prin acești oameni, dar. Și ce vrea Dumnezeu să facă prin acești oameni și prin biserica Sa pe care acești oameni o deservesc? În primul rând, să ne repare. Deci, rugați-vă pentru oamenii, dar, pentru slujitori rugați-vă pentru repararea noastră ca sfinți. Zice, frate, dar tot zici reparare. Cum adică reparare? Vreți să vă spun mai clar? Câteodată ne stricăm. Ne defectăm. Și este nevoie să fim puși înapoi, la oaltă, să fim reparați. Câteodată ni se termină bateria. Mai devreme niște frați acolo schimbau o baterie. La bas. Și câteodată ni se termină bateria și trebuie schimbată. Câteodată obosim și trebuie să ne învioreze Domnul. E, toate aceste lucruri, și sigur, vorbesc când așa, într-un pic în registru anecdotic, dar toate aceste lucruri Dumnezeu nu le face prin îngeri. Nu le face prin heruvim, prin serafim. Nu le face așa, le face prin oamenii dar. Prin măsura darului său pentru Biserică, slăvit să fie numele lui. Și oamenii, dar sunt oameni. Și câteodată se defectează și ei. Și au nevoie să fie încurajați și susținuți și ajutați și purtați în rugăciune. Doamne, ajută-ne! Dar repararea asta înseamnă desăvârșire, întregire, și în același timp, dacă vreți să vă rugați, rugați-vă pentru echipare. Într-un anumit sens, și asta o să puteți găsi în orice uh, tratat de, despre biserică: misiunea slujitorilor bisericii nu este să facă treaba în locul credincioșilor și a bisericii, ci să-i echipeze pe credincioși să facă treaba, să facă lucrare. Aici bisericile, mă refer la confesiuni, văd ușor diferit. Și există confesiuni creștine care la propriu angajează oameni, nu e nimic greșit în a fi angajat, eu sunt angajatul bisericii, cu carte de muncă, da? Deci nu e nimic greșit să fie angajat în sensul acesta, dar sunt biserici care spun, păi de ce îl plătim? El să predice, el să se roage, el să cânte, el să deschidă ușa, el să o încuie, de aia e preo, de aia pas, de -aia el să facă. Și noi? Noi venim și asistăm că, na, omul e pregătit, are ce trebuie, cu tare, e plătit să facă. Păi da, dar e treaba noastră. Nu, frate, lasă că eu vin de la serviciu, sunt obosit, eu nu am treabă, eu... Viziunea nou testamentară și viziunea pe care bisericile noastre evanghelice și în special pentecostale îmbrățișează este că lucrarea este a tuturor credincioșilor, de asta vorbim despre o preoție a tuturor credincioșilor, și despre o profeție a tuturor credincioșilor, vorbim despre o lucrare a întregii biserici, dar oamenii dar sunt dați de Dumnezeu bisericii ca să o echipeze, să o înzestreze, dacă vreți, să o antreneze, să o pregătească. Și aici vine ultima parte a mesajului din această seară. Pentru desăvârșirea sfinților, virgulă, și acum ne explică mai mult ce înseamnă desăvârșirea Sfinților. În vederea lucrării de slujire a cui? A oamenilor acestora, dar nu, a tuturor Sfinților, virgulă, pentru zidirea trupului lui Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Desăvârșirea Sfinților înseamnă pregătirea Sfinților și observați că desăvârșirea aceasta este pentru lucrare, pentru zidirea trupului Hristos. Nu e ca și cum uh, nu facem nimic până suntem desăvârșiți și apoi lucrăm. Ci lucrăm în timp ce suntem desăvârșiți și suntem desăvârșiți, pregătiți pentru lucrare în timp ce lucrăm. Pregătirea sau antrenamentul se face la locul de muncă. Se face la fața locului. Slăvit să fie Domnul! Deci acesta este scopul. Și o să ziceți, bun, asta înseamnă desăvârșire, așa se face desăvârșirea, aceasta, aceasta este măsura darului lui Hristos. Și dacă nu vrem, N-aș vrea să vă supărați pe mine să mă da, cum frate, cum adică să nu vrem. Da, s-ar putea să fie, nu ne interesează. Există alternativă? Există. Observați că în versetul 15 Pavel zice, ci credincioș adevărului să creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul Hristos. Ciul acesta leagă să creștem în toate privințele, care e tot una cu desăvârșirea Sfinților în vederea lucrării de zidire a trupului Hristos, e practic același lucru spus altfel, de alternativă, este un adversativ. Ci, adică, poate să fie așa, ca să nu fie altfel, da? Să fie bine ca să nu fie rău, ca să cităm un clasic în viață, nu? Ca să fie bine să nu fie rău. Și răul cum este? Auziți? Ca să, versetul 14, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Frați și surori, alternativa și pentru asta trebuie să postim și să ne rugăm să ne păzească Domnul de stare aceasta, alternativa la desăvârșire, adică la reparare și înzestrare, pregătire, în vederea lucrării de zidire pe care toți o avem de făcut, la ea toți trebuie să contribuim. Alternativa la aceasta, dacă vreți, alternativa la măsura harului lui Dumnezeu, a darului lui Dumnezeu, este această descriere în versetul 14, ca să nu mai fie în copii, adică imaturitatea. Cei periculos în a fi imatur, imaturitate înseamnă deschiderea portiței pentru manifestarea a două chestiuni. În primul rând, pentru instabilitate, spune să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vând de învățătură, N-aș vrea să ating niște lucruri sensibile în bisericile noastre, în toate bisericile noastre, dar sim nevoia să spun asta sunt oameni care au făcut o obișnuință din a pleca și a cuterea. Dar nu din prea multă pocăință și maturitate se întâmplă lucrul acesta. Dumnezeu ne-a dat un cadru, ne-a dat niște oameni în dar și ne-a pus într-o comunitate în care fiecare dintre noi contribuim cu ceva și suntem pregătiți, antrenați, desăvârșiți ca sfinți pentru zidirea trupului lui Hristos. Iar dacă nu ne acceptăm locul și nu ne integrăm și nu facem asta, alternativa este să rămânem copii, să rămânem imaturi și ne vom manifesta ca atare, adică prin instabilitate. Și o altă chestiune și mai periculoasă este amăgirea. Prin viclenia oamenilor și prin șiretinea lor în mijloacele de amăgire. Oamenii au fost și sunt atât de pricepuți în a îi păcăli pe alții. Și vreau să vă spun, fără să dau aici prea multe detalii sau nume, vreau să vă spun că sunt atât de trist câteodată. Că mă uit la ceea ce se întâmplă, chiar în peisajul nostru, hai să-l numim de factură evanghelică. Și nu numai. Și văd cum mulțim de oameni se duc după niște învățători. Stai și te gândești ce poate să găsească. Dar se lasă păcăliți. Și se lasă păcăliți nu din prea multă maturitate, ci pentru că pe ei nu interesează pregătirea de săvârșirea sfinților, ci vor spectacol, vor să li se anestezieze conștiința prin tot felul de cuvântări romanțate, vor adrenalină, nu știu ce vor, și atunci se duc după astfel de oameni. Frații și surori, alternativa, dacă putem vorbi în mod serios despre o alternativă, alternativa la măsura darului lui Hristos este una așa de sumbră. Pe cât de strălucit este darul lui Hristos, pe atât de sumbră este alternativa aceasta. de săvârșirea Sfinților. Dumnezeu, numai că ne cheamă să ne pregătim pentru lucrare, dar ne-a dăruit și slujitor prin care ne echipează, ne pregătește ca să putem sluji fiecare. Treaba slujitorilor este să echipeze, să pregătească. Treaba tuturor, și a lor, și a fiecăruia, este să slujească. Aș vrea să-i mulțumim în această seară lui Dumnezeu pentru darul sau măsura darului lui Hristos. Ține de harul fiecăruia dintre noi. Și în zilele care urmează, să stăruim înaintea lui Dumnezeu, așa cum am spus, pentru oamenii dar, pentru repararea și întregirea noastră pentru echiparea, înzestrarea, pregătirea noastră și pentru protecția sau ocrotirea noastră de către Dumnezeu, să nu ajungem în starea aceea care ar putea constitui o alternativă, dar pe care nu ne-o dorim. Să fie anul 2024 un an în care Biserica Betel și toate bisericile Domnului se bucură de propășire și de creștere. Amin!